dragii mei, este pregătit să intre în arenă. Este pregătit să dea piept cu prețul cel bun. Așadar, doamnelor și domnilor, intră în arenă Adriana Popescu! Bine ai venit, Adriana! Te pop! Ești foarte drăguță! Mulțumesc frumos! Cu ce te ocupi? Sunt asistent manager la un magazin de articole sportive. Au, deci te pricep la prețuri grave. Și mai fac un sport de performanță. Ce sport? După cum văd mâna, pare ceva de contact. Rugby. Au! Rugby! Colega, ce joci? Sunt pilier. Pilier. La grămadă, bravo, acolo îmi place mie. Ăla care rupe pilier. Da. Mamă, de ce e ce trebuie? Dar am jucat și aripă. Și aripă? Am făcut 4 ani, draga mea. Fac de acolo 7 ani. Ce auzi? Scolioză lombară. Voi păcă vă înțelegeți mai bine, vorbiți pe limba voastră. Vino, mai bine vorbește cu Liviu. Lasă, bravo, baftă mult îți doresc. Rugbista noastră, bravo. Adriana. Bună, Adriana. Următoarea licitație. Concentrați-vă că mai sunt doar două. Începem cu prima. Ce să mai ghicim acum? Avem un vin spumant de excepție, elegant, produs după metoda tradițională din Champagne, cu arome florale de tei, salcâm și flori de piersic. Ce mai? Curcubeu pe cerul gurii. Cât să coste această minunăție de vin spumant? Ia să vedem noi cât să coste. Cine consumăm? Cezarina. 29. 29, îmi spui tu. Elena. 23. 23, îmi spune Elena. Adriana. 32. 32, Adriana și Victor. 45. 45, îmi spune Victor. Da? Petrecem, o desfacem? Ce sărbătorim. Ce sărbătorim, nu noi. Îți spune imediat cine sărbătorește. Va trebui să faci grămadă cu noi, draga mea, Adriana, că tu ești la 32 cu 35 de lei. Cum ai venit cu un pac? Cum ai venit cu un pac? Cu cine ai venit, draga mea, Adriana? Prietenii mei, cu Lola, Daniel și Dragoș. Dragoș, bună, salut băieții, bună, draga mea. Ești căsătorită? Nu, sunt divorțată. Divorțată, felicitări, la noi le cântăm la mulți ani la divorțați. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Bravo! Și Andrei, ce crezi? Și eu. Dar eu mai de mult. Copii? Am o fetiță, Eva Maria. Are să trăiască. 5 ani și 9 luni. Este cea de aici din părere. Wow! Ei! Uite un tatuaj reușit, un foto foarte bun, bravo! Pasiuni? Sportul. În afară de rugby. Am făcut handball 19 ani. Mi s-a părut un sport foarte frumos pentru fată, doar că n-a fost să fie. Și la rugby am avut mai multe șanse să ajung și la națională și am fost și bună. Lămurim ceva. Este rugby în 7, nu în 15. Dar aceleași reguli, nu? Aceleași reguli, da. Aceeași grămadă. Grămadă, în 3. Joaca noastră nu este atât de dură, la noi nu o să te doară, la noi doar o să te bucuri și cine știe, poate pleci și cu ceva acasă. Nu plecați nicăieri, revenim imediat. Pericolul... Bine, la ce sport faci tu, nu e niciun pericol, de stai liniștit, Adriana. Pericolul e să nu cumva să-mi spui produsul care costă 576 de lei. Dar să vedem produsele. Andrei. Primul produs este o mașină de găurit și înșurubat, cu două viteze și preselecție electronică a turației în funcție de material. Practic, o bormașină perfectă, mai ales dacă ai vecini de ăștia enervanți. Avem o mașină de făcut pâine pentru cazul în care ajungeți miniștri și vă întreabă un jurnalist cât costă o pâine. E, tu îi spui, nu știu, pentru că pâinea mea este făcută acasă la mine, pentru că mașina mea are 19 programe și o capacitate de 1,5 kg. Mergem mai departe. Avem un fierbător cu o putere de 2200 W și o capacitate de 1,25 de litri. Încălzește apa până la temperatura de fierbere. În plus, are un sistem de siguranță la fierbere fără apă. Foarte important, dacă mă întrebați pe mine. Și ultimul produs, avem un aer condiționat portabil. Clasa energetică A, design minimalist și foarte important, este silențios. De ce este foarte important? Pentru că fiind portabil, nu te deranjează când îl iei cu tine undeva, într-o vizită, de exemplu, sau la cineva care are copii mici.
Acestea sunt produsele noastre. Avem un preț aici. Pericol. Asta nu e. Da, nu e bun. 576 de lei. Tu trebuie să nu-mi spui produsul care costă 576 de lei. Dacă nu-mi spui produsul ăsta, eu îți dau toate cele patru produse acasă. Aerul condiționat? Fierbătorul? Fierbătorul, tu îmi spui că nu costă 576 de lei. Hai să vedem. Momentan este al tău. Următorul, mai ai două. Sigur? Bormașina. Bormașina nu costă 500. Eu nu. A, trebuie să întoarcă până la capăt, scuză-mă, iartă-mă. 576! Mama, mami ei! Și am vrut să zic... Aerul condiționat n-avea cum să fie 576. Și mașina de pâine, 567, aici era o problemă. Data viitoare. Merge la roată, ok, și fii atent, îți dau fierbătorul. Mulțumesc. Merge la roată, îmi pare rău, dar... Cine știe ce va face în final, Adriana? Mulțumim din suflet, nu plecați nicăieri, dragii mei!